Bună ziua! Voi pregăti chec cu apă minerală, o variantă rapidă. Voi avea nevoie de 4 ouă, 12 linguri de făină, 8 linguri de zahăr tos, 150 ml de apă minerală, 5 linguri de ulei, o lingură de cacao. Voi mai avea nevoie de un plic de praf de copt și puțină esență de vanilie sau de rom. În acest castron voi sparge cele 4 ouă întregi. Voi mixa ouăle până când se vor albi, la viteză medie, apoi treptat voi adăuga zahărul tos. Am terminat de mixat la viteză medie ouăle întregi, simple, le-am mixat până când s-au albit și și-au dublat puțin volumul. Acum voi pune zahărul tost și voi mixa din nou și zahărul tost. Voi pune zahăr tost treptat până când voi termina de pus tot zahărul tost în această compoziție de ouă. Zahărul tost rămas și voi mixa din nou totul până când zahărul tost se topește. Am terminat de mixat și zahărul tost până când acesta s-a topit. Cam în felul acesta ar trebui să arate totul. O compoziție cremoasă. Acum voi adăuga treptat cele 5 linguri de ulei și apa minerală, 150 de mililitri. Voi pune și puțină esență de vanilie și voi mixa totul la viteză medie. Voi pune uleiul rămas, apa minerală la fel rămasă și voi mixa totul din nou până când se va încorpora tot uleiul și toată apa minerală. Am terminat de mixat totul. Voi da la o parte tot acest amestec. Voi aduce făina. Am un plic de praf de copt. Acest plic are 10 grame. Îl voi amesteca cu făina.
scoate această spatulă. Voi pune făină puțin câte puțin. Iar cu un tel voi amesteca totul. Voi amesteca foarte bine pentru a nu rămâne cocoloase. Voi pune și făina rămasă. Și voi continua să amestec totul până când făina se va incorpora foarte bine în acest amestec. Am terminat de amestecat foarte bine și făina. Totul a rezultat o compoziție cremoasă. Voi da la o parte totul. În această tavă, în această formă, voi pune checul. Eu am o formă rotundă, de mărime medie. Voi tapeta cu puțin ulei și cu o pensulă. Apoi voi pune făină. În felul acesta checul nu se va lipi. Se poate pune și hârtie de copt sau checul se poate pregăti într-o tavă de cozonac sau o tavă de chec normală. Voi scutura surplusul de făină și checul este gata de introdus înăuntru în această formă. Aluatul de chec îl voi împărți în două părți egale. Voi pune cacao în această parte, voi pune în acest castron, voi pune o linguriță de cacao. Și voi amesteca totul cu un tel. Felul acesta. Voi pune în această formă din aceste două castroane compoziție și voi începe cu această compoziție albă. Voi pune câte o lingură. Apoi voi lua din această compoziție și voi pune la fel. Cât o lingură.
Și voi proceda în felul acesta până voi termina depus tot aluatul de chec în această tavă. Și voi continua cu tot aluatul până îl voi termina pe tot depus în această formă de chec. Cu o frigăruie voi trece puțin prin acest aluat. Voi introduce checul în cuptor la 170 de grade la cuptorul electric. Voi lăsa să se coacă în voie. Primele 20 de minute nu se deschide ușa cuptorului pentru a nu se lăsa checul. După 20 de minute se poate verifica acest chec. Ingredientele, toate aceste ingrediente care le-am arătat în timpul filmului sunt pentru o singură tavă de chec. Acestea sunt ingrediente pentru o tavă de cozonac. Acest chec. Dacă doriți să pregătiți două checuri, se dublează ingredientele și, bineînțeles, vă vor ieși două checuri medii.
Checul este gata, acum l-am scos din cuptor, am făcut testul cu scobitoarea. Scobitoarea este curată. Voi lăsa checul să se răcească în această tavă, apoi voi transfera checul răcit într-o farfurie. Checul este gata, l-am lăsat o oră în această tavă să se răcească. Checul trebuie lăsat să se coacă la foc mic pentru a nu se crăpa deasupra. Voi aduce un platou și voi întoarce acest chec pe acest platou. Și chicul este gata. Să vă arăt mai de aproape. S-a copt foarte bine. Acum, cu un cuțit, voi tăia o felie. Felul acesta arată. Este foarte pufos și moale. Încercați-l și să-mi spuneți cum v-a ieșit. Foarte pufos. Rețeta de chec simplu a ajuns la final. Este o rețetă foarte ușor de pregătit și gustoasă. Checul a ieșit foarte pufos. Această rețetă de chec se prepară într-o tavă rotundă, exact cum am pregătit și eu, sau în tăvi normale de chec sau în tăvi de cozonac medii. La revedere!